deșteptarea. Da, voi ați văzut cum arată noul portal al Registrului Comerțului? Nu, dar minimalist. Hai să ne pentru zici tine tu. Trebuie să fie o experiență, Alexandru. E un portal pentru care statul a cheltuit 40 de milioane de euro. Doamne. Nu este o greșeală. 40 de milioane de euro pentru un portal care are alura de forum de anii 2000. Deci tu când te nășteai, așa arătau site-urile. Poți să intri să vezi, te aștept să ți se deschidă o fereastră de mirc. Ești malițios. Ce scriu aici? Eu l-am văzut. Onorc.ro. Este ceva, se caută. E modern, acum serios. Copiii se îmbracă. Onorc.ro. Și așa? În dreapta sus scrie portal Onorc servicii online. Copiii roșu, de astăzi poartă Adidas, mă rog, încălțări din, după modele replicate din anii 90. E la modă vintage-ul, Vlad. Cred că l-am trântit. Site-ul ăsta arată exact cum trebuie pentru. Știi cum arată? Uite, scrie Registrul Comerțului, zici că l-au printat, au dat print pe imprimantă și au pus vintage. Poză, da. Dincolo de cum arată, adevărata problemă e funcționarea, e cu funcționarea. Sau cu nefuncționarea portalului de 40 de milioane de euro. Acum două zile, de pildă, Bursa de Valori de la București, Bursa de Valori a României, și-a informat oficial acționarii și publicul printr-un comunicat că nu a putut să majoreze capitalul așa cum avea în plan, așa cum era hotărât, deoarece n-a mers site-ul. Site-ul minune de la Registrul Comerțului. Deci asta e, suntem în Românistan. Imaginați-vă cum ar fi la Bursa de la Londra, de la Frankfurt. Votează acționarii majorarea de capital. Nu am putut să înregistrăm decizia pentru că nu merge portalul. De zeci de milioane de euro făcut special. Cine l-a făcut de banii ăștia? Statul român. Statul român e în subordinea ONRC, este în subordinea Ministerului Justiției. Și au băieții lor acolo care fac site-urile astea? Au băieții lor deștepți care fac astfel de site-uri de foarte multă vreme care nu funcționează. Vreau să-i cunosc și eu, să le strâng mâna și să le arăt. Am și un site de călătorie, arată mai bine. Trebuie să cunoști anumiți băieți ca să îi știi pe acești băieți. Nu merge să strângi mâna tu oricui. Astea sunt niște relații vechi acolo. Și pentru că întotdeauna capra râioasă ține coada sus, să ne amintim cum a anunțat acum o lună premierul Ciolacu cu stridentă laudă de sine că, și citez, trecem într-o nouă etapă și în proiectul de digitalizare de la Registrul Comerțului. De azi, beneficii, ați văzut cum vorbește cu domnul Ciolacu în stânga și în dreapta, așa, da? De azi face beneficiile sunt majore pentru antreprenorii români și vorbește stânga-dreapta. Concret, zicea domnul Ciolacu, reducem timpul necesar înființării unei firme de la 72 de ore la doar 24. Mai mult, spunea domnul Ciolacu, în maxim am spus, în maxim 15 minute se pot completa și încărca documentele în noul portal dezvoltat de ONRC. Ți-am încheiat citatul. O lună mai târziu, tot nu merge, domn premier. Spuneți-le dumneavoastră celor de la Bursa de Valori cum se face să încarci documentele în 15 minute, că lor nu le-a ieșit. Pare că nu au suficient, n-au calificarea necesară cei de la, adică Bursa de Valori a României n-are calificarea necesară să folosească acest portal de 40 de milioane de euro. Nu, încercat să mă conectez și să intru pe profil de utilizator și nu pot să dau back. Adică am intrat, nu pot să dau back, trebuie să intru din nou pe site, să scriu și să-i dau enter. Wow. Uluitor este că acest uriaș și costisitor eșec nu pare să intereseze sau să scandalizeze pe nimeni. Asta mă poate de minți, nu pot să înțeleg. E adevărat că ministra justiției, doamna Alina Gorghiu, de care ține Registrul Comerțului, a anunțat că trimite corpul de control la registru ca să ancheteze situația. După ce s-au plâns, adică nu doar bursa, toată luna asta, luna august, s-au plâns antreprenorii, mediul de afaceri, că, domne, nu funcționează. Ați dat 40 de milioane de euro pe ceva care nu poate fi utilizat, adică merge când vrea el, cum vrea el, e ca naiba. Și a spus, ok, o să trimit corpul de control. Dar asta a fost tot. Și este năucitor cum statul român n-a reușit să gestioneze corect un proiect atât de important pentru mediul economic din România, în ciuda faptului că a spart 40 de milioane de euro pentru asta și este cumplită indiferența cu care tratează această problemă. Nu merge, nu merge, ridicăm din numeri, trimitem corpul de control, vă mai zicem noi, mai nu sunați, mai ieșim noi din când în când. Deci, afacerea asta parcă se petrece undeva într-o Troglodistan, într-o țară care doar se pretinde europeană și responsabilă, dar de fapt este Troglodistan. Deșteptarea